Proiectul autobazei pentru divizia electrică a TPLSA face parte din proiectul integrat de modernizarea transportului public local din municipiul Suceava. Deci avem aici autobaze electrică, 62 de autobuze electrice, din care 42 sunt licitate. Vor veni până la sfârșitul anului, unul în septembrie, altul în noiembrie. Avem 15 care sunt prins în partea la Ministerul de Dezvoltare, ce am discutat noi cu primarul, e finalizată licitația și asta e. Deci în final vom avea 62 de... Trebuie să noi vă spun, la guvern și sigur, asta e, am spus că ideea n-a fost a noastră a PNL-ului, a fost a PSD-ului să facă aceste licitații, mă rog, pe anumite zonă centralizate, care sunt foarte greoaie și nu s-a terminat niciuna. Noi suntem pe zona de deal, mai sunt zona de șes, trolebuz, din ce oameni terminat. Deci noi am semnat contractul în luna septembrie, vor veni primii 25 autobuze electrice mari și încă 17 mici în luna noiembrie. Deci, așa cum vă spuneam, avem tot sistemul integrat. Deci, suntem autobaza, 62 de autobuze electrice, toate stațiile transport public 104 din municipiul Vin, modernizate. Din estimările administrației locale, în urma investițiilor realizate în transportul electric, costurile cu combustibilul se vor reduce de aproximativ 7 ori. Transportul public electric va fi suficient de atractiv pentru suceveni încât să mai renunțe la mașinile personale, iar pentru primărie, o economie majoră cu subvenția către TPL. Lucru cel mai important. Sigur că suntem într-o situație dificilă cu soția de transport public local, cum sunt cam toate regiile locale, cum erau altădată, de transport. Prin aducerea acestui sistem de transport electric, reducem costurile la combustibile 7 ori. Deci astăzi, costurile cu motorina sunt deva la 40% în costuri. Încărcatul la baterie se reduce de 7 ori. Deci noi, uitați, aici avem deja autobuze electrice cu fondurile vețiene pe care dumneavoastră ați văzut. V-ați întâlnit cu ambasadorul Elveț, am trecut la Suceava. Avem fondurile vețiene, deci acest proiect este depus cu fondurile vețiene, avem autobuze electrice, avem mașini electrice la primărie, avem biciclete electrice și acum suntem la o licitație cu trotinete electrice, care se pune la dispoziția cetățenilor, să avem din chiriere, da, să avem un sistem alternativ de transport, mai ales în această perioadă delicată. Deci vom avea societatea de transport, spune eu că e promantă, dar lucrul cel mai important, mă întorc, va fi posibil eficiența societății, finalizarea societății de transport public local. Primăria va putea plăti o subvenție mai mică, astăzi eu plătesc 2 milioane de euro pe an, subvenții la societatea de transport public local. Vă spun, această gură de oxigen care avea pe reducerea 40% costurilor care consuma astăzi cu motorina, îmi dă o gură de oxigen extraordinară. Autobaza diviziei electrice a TPLSA este construită la capătul străzii Capitan Grigore Andrei din cartierul Burdujeni-Sat. Platforma betonată pe care funcționează autobaza și utilitățile sunt investiția primăriei, în vreme ce clădirea autobazei pentru divizia electrică a TPLSA face parte din proiectul integrat de modernizare a transportului public local din municipiu, finanțat cu fonduri europene nerambursabile în cadrul programului operațional regional 2014-2020. Alături de aceasta, proiectul mai cuprinde modernizarea stațiilor de autobuz, un sistem inteligent de afișaj și reabilitarea unei străzi, precum și achiziționarea autobuzelor propriu-zise. Suceava este unul din puținele orașe din România. Avem încălzire pe biomasă, iluminatul public în totalitate reabilitat pe lămpi LED de culoare zero, vinim cu transportul electric, la fel ecologic, culoare zero. Deci suntem unul din orașele verzi ale României, am luat și niște premii pe această temă, dar nu asta este important, faptul că oferim o alternativă suceavenilor, o dată la transport, și eu sunt convins că dacă vom avea un transport civilizat, vor veni și unul mai mare de suceaveni să circule cu transportul electric.